Printre stele și planete ne îndreptăm spre sistemul solar, mai degrabă în centrul său, luminatorul nostru. Îl urmărim de la telescoape, reparăm activitatea solară. Și totul va fi ca de obicei până atunci, până la 6 februarie 2022. Fotograful argentinian Eduardo Schaberger Pupon a făcut-o un instantaneu al unei proeminențe de mărimea lui Jupiter. Această formațiune pe Soare s-a dovedit a fi manifestare supranaturală. Pentru a dovedi, am efectuat o restaurare imagini. Fiecare etapă recuperarea va fi demonstrată. Ca rezultat, vedem trei entități. Prima ține într-una grins de mână cu cruci deasupra, care sunt conectate fire între ele. Și în spate trag un sac mare împărțit în patru sau mai multe secțiuni. Primul a apărut o grindă care se află la o distanță de restul barele deschide prima secțiune a pungii, și restul gratiilor ținute cu mâna deschise restul pungii la rândul său, unde prima entitate aruncă demonii în iad. A redat aspectul celei de-a doua entități, care ține rozariul cu capul aur plecat și spune o rugăciune. Și a treia entitate, parțial vizibil, vedem doar o mică parte a feței. Atenția este nituită și arde în siluetele de foc. Fata mare atrage privirea ei aind din foc. Cu ochii închiși și gura larg deschisă, aparent țipând de angoasă. În stânga, un cap mai mic iese și el din foc. Acel mai mic dintre toți din dreapta a avut norocul să stea și să apuce de el în spatele mantiei și de aceea o vedem aproape în întregime. În stânga a ceea ce se întâmplă mai sunt două. Capul unuia este până la gât în foc. Ar al doilea flutură cu brațele să se ridice măcar puțin deasupra acestui foc. Al treilea eveniment are loc mai sus. Demonii într-o pungă, a cărei vedere provoacă dezgust, nas lungi, coarne și copite. Prima secțiune a pungii este deschisă și chiar și acolo a apucat demonul cineva de picior, încât cade mai întâi în foc. Sunt selectate cele mai distinse obiecte pe fundalul celorlalte. Să verificăm fotografia originală și cea editată pentru a vedea exactitatea recuperării imaginii. Și luați în considerare aceeași acțiune la distanță apropiată. Ceea ce vedeți în fotografie sunt fapte și dovezi manifestări ale puterilor cerești. În fața noastră a apărut un lac cu sulf descris în Biblie. Precum duhurile necurate sunt aruncate în foc. Iadul este la soare, se pare că aceasta este ultima, cea mai teribilă pedeapsă, unde este soarta celor mai groaznici păcătoși, care se opun lui Dumnezeu.